cel mai bun produs al boxului românesc, dar plecat al nostru, de la Bacalaureatul nostru, este, așa cum știți, reprezintă echipa Italiei. El a avut o comportare extrem de bună, așa cum a avut-o în Kazakhstan, când ei au ieșit și au câștigat mai multe meciuri cu oameni deosebiți și au ieșit locul 1. Și acum s-au calificat, ei sunt acum în optim, deci au mai rămas doar 8 echipe, s-au calificat, Italia s-a calificat, iar el a contribuit foarte mult la aceasta, a avut 3 meciuri pe care le-a câștigat pe toate cele 3 meciuri. Calificări mai grele. La campionatele mondiale nu se mai merge cine vrea, ci o să fie exact ca la Olimpiadă, calificări. Trebuie să iei nu știu ce loc la campionatele europene, ce medalii, ca să poți să participi la campionatele mondiale. Așa că și campionatele mondiale o să fie criteriul de selecție pentru Olimpiadă. O să fie fantastic de grea această calificare. Mihai Nistor e legitimat și la CSM Bacău 2010, iar colaborarea dintre Sport Club Municipal Bacău și Clubul Sportiv Municipal nu pare să fie decât benefică Bacăului. Dacă ne hotărâm, mai avem încă vreo 2-3 luni la dispoziție și semnăturile se vor da în Elveția. Dacă va semna contractul pentru a trece la profesiune sau deocamdată, am zis, este în lista de primii 8 la categorie, pe categorii sau la câte 8, iar el este în cei 8 de la categoria lui și care s-a insistat ca să treacă la profesionism. Asta nu înseamnă că nu boxează la CSB sau că nu boxează la campionate europene, mondiale și olimpiade.